Primarul de Sângerei Brașovski vrea să ajungă deputat. Cum altfel? Din partea Partidului Democrat, mafiotizat. Se laudă cu sloganul "Fapte nu vorbe". Drumul principal din localitate arată în halul ăsta. Și cam tot Sângereiul e întins de-a lungul drumului principal. Și dacă nu credeți că aici e chiar centru, poftim. Kilometru zero. Trotuare cu glod. Reparația muzeului durează un secol. Fapte nu vorbe, zici. Monumente sovietice neîngrijite. Bulevardul central e într-un hal fără de hal. Nici o toaletă publică la îndemână, doar acolo, în curtea blocului. Asta este una la care mergeam și în timp sovietic. Aici, pe malul râpii. Gropi în asfalt cât pedeu de mare. Dar pentru că e demagog ca și chertoacă, măcar au pus indicatoare de străzi. Ca să știi că ăsta e Bulevardul Independenței, bombardat. Așa arată fostul cinematograf. Bine că măcar Casa de Cultură e mai îngrijită. Parcare în glod, fix lângă primărie. Colectoarele de ape pluviale sunt ca adevărate obstacole. Vrei să rămâi fără roți aici. Socialiștii de o parte și Brașovski de alta. Intrarea la Consiliul Raional e verde de când Brașovski era cu Filat. Trecerea de pietoni trebuie să ghicești unde-i. În schimb, panourile lui scumpe sunt mari cât casa. Aici, sub umbrele, au ofertă la cafele. Dacă iei 4, 5, ai gratis. Cum te bazi de la drumul central? Cum ai intrat în glod? Chiar și pe autobuzul de rută scrie greșit numele satului Cotiujeni. Dar nu-i vina lui Brașovski. Dacă vrem să scăpăm de gropi, toată speranța e la Brașovski și PD. Ei până acum nu au făcut nimic decât rău, dar de-amun n-a să facă și mai tare. Mașina de gunoi a scăpat grămada. Da, dar ce vină are PD și Brașovski? Ei nu chiar scăpat-o, doar s-a deschis capacul. Dar e din cauza gropii din carosabil. Ia uite cum faci pe jos. Ok. Noi să măturăm, bine, bine. Voi faceți gunoi și noi să măturăm, da? Tărăboiu! Filmez. Telefonul e luat. Soluție democrată. Luați telefonul așa și e liniște. Să ne uităm la public așa să vedem că e ghine. Votați Gheorghe Brașovski! Glod pe Bulevardul Central. Ca la țară. Glod la intersecție cu străzi secundare. În fața blocului. Groapă în carosabil în fața panoului electoral. De milioane. Gropi și transport modern. Capitala democrației. În
băltoacă cât casa lui Brașovski de mare. Câini vagabonzi la alimentar. Alimentarea Moldova arată așa ca Moldova. Fosta cafenea lui Ceafăru e abandonată. Gospodărie în stil american, fără gard la drum. Case moderne, ca la Sângerei. Mai vrei? Lumea vinde, totuși pleacă de atâta ghine. Mulțumim pe Deș Brașovski.